Noul sistem de semaforizare din Drobeta, Turnul Severin devine complet funcțional în această săptămână. Anunțul a fost făcut astăzi de către reprezentanții firmei care a implementat acest proiect în orașul nostru și alte zeci de locații din Europa. Este o investiție realizată prin fonduri europene în valoare de peste 14 milioane de lei, cu ajutorul căreia se urmărește fluidizarea și descongestionarea traficului din orașul nostru. Noile semafoare au capacitatea de adaptare a timpilor de așteptare în funcție de volumul de mașini, iar în toate intersecțiile Severinului au fost montate camere video de supraveghere a traficului. Avem senzori în interiorul asfaltului, care preiau date despre numărul de mașini existent sau care a trecut în momentul acela. Pe baza acelui număr, sistemul se adaptează în funcție de acest număr. Adică, spunea domnul director, dacă sunt mai multe mașini pe o anumită zonă, ca să deblocheze acel număr, funcționează sub această formă, să deblocheze, să nu rămâi cum erai înainte fix, aveai două mașini într-o parte, 50 într-alta, sistemul fix, treceau cele două mașini, mai așteptai, acum prioritatea... Exact, exact. E foarte bine explicat. În esență, practic, sistemul prin acel senzor în asfalt, în viitor se pot introduce și alți tipi de senzori, vede că înregistrează că pe o anume direcție avem o cerere de trafic mai mare. Atunci, el este setat să funcționeze astfel încât, independent, vine și adaugă 2, 3, 5, 7 secunde pe direcția respectivă, astfel încât să descarce mult mai repede partea de trafic. Noile semafoare din Drobeta, Turnul Severin fac parte dintr-un sistem complex de management al traficului ce se regăsește la ora actuală și în alte orașe europene. Astfel, semafoarele nu doar că măsoară volumul de trafic cu ajutorul senzorilor din carosabil și adaptează în funcție de acest lucru timpul de așteptare, ci prioritizează circulația mijloacelor de transport în comun, a ambulanțelor, ori a mașinilor aflate în misiune. Discutăm de un concept de Smart City. Noi așa l-am văzut. Ceea ce facem astăzi este fundația. Soluția de management de trafic pe care o implementăm aici este undeva în mai mult de 20 de țări, mai mult de 80 de orașe și este în peste 6.000 de intersecții la nivel mondial, sunt marcate acolo culorile. Altfel spus, nu este un experiment, este o soluție serioasă. Ca să nu se ajungă din nou la accidente rutiere, așa cum s-a întâmplat în urmă cu câteva luni atunci când au fost montate prima dată noile semafoare, polițiștii le atrag atenția, în special șoferilor, să fie atenți la volan și să respecte regulile de circulație în intersecții. Este un sistem pionierat în municipiul nostru. Din punctul nostru de vedere, este deosebit de eficient. În primul rând, ne ajută foarte mult în identificarea conducătorilor auto care produc accidente și părăsesc locul acestuia și, în al doilea rând, cu privire la o fluență mult mai mare a traficului față de vechiul sistem. Zic o fluență mult mai mare pentru că vechiul sistem avea mai mulți timpi. Acum, noul sistem este mai redus din punct de vedere al complicațiilor, dar trebuie să respecte două condiții esențiale. Unu, exact cum am spus, conducătorii auto, în cazul în care virează către stânga, respectiv către dreapta de pe bulevard, trebuie să stea pe acea buclă existentă în partea carosabil, astfel încât mașina să fie citită cu ghilimele de rigoare de sistem și să-i dea undă verde. Și doi, în cazul virajelor la stânga și la dreapta, cei care intră pe bulevard trebuie să fie foarte atenți la pietoni care au în același timp verde. Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, zic eu, este un sistem extraordinar pentru reducerea timpilor de traversare, intrare pe bulevard, dar și pentru reducerea numărului de accidente de circulație. Sistemul inteligent de management al traficului este una dintre cele trei componente de mobilitate urbană finanțate prin proiectul Creșterea mobilității urbane prin modernizarea și eficientizarea transportului public, reabilitare căi de rulare, transport public, inclusiv piste bicicliști și realizarea unui sistem inteligent de trafic management în cadrul programului operațional regional 2014-2020. Pe lângă Severineni, vin foarte multe mașini și din teritoriu, sunt instituțiile statului aici, oamenii vin să-și culeagă informații, să-și ia documente și nu fac altceva decât să îngreuneze traficul. Pe viitor aici sperăm că se va muta zona de autogară, avem parcare și vom continua să facem parcări pentru cei care vor să vină să-și lase mașinile și să plece cu autobuzul de aici să-și rezolve problemele. Căutăm, explicându-vă în câteva cuvinte, să deblocăm
acest trafic imens de care vorbiți și dumneavoastră, trafic generat de numărul mare de mașini care tranzitează Turnul Severin și care sunt în Turnul Severin și le folosesc oamenii în deplasările lor zilnice. Încercăm să le dăm metode alternative, să avem un transport în comun rapid, modern, să știe omul dacă pleacă din Crihala, în cât timp ajunge la autogară sau în centru. Oferindu-le aceste alternative, cred că pe viitor se vor folosi mai puțin autoturismele, se va genera mai puțin trafic și automat și mai puțină poluare. Proiectul are o valoare totală de peste 87 de milioane de lei cu TVA inclus, dintre care valoarea componentei de realizare a sistemului de traffic management este de peste 14 milioane de lei cu TVA inclus.